Salutare tuturor! Sunt Ada, iar acestea sunt recomandările TV pentru astăzi. Pe Cinemax puteți urmări de la ora 18:50 filmul The Butler, cu o distribuție de excepție. Forest Whitaker, Robin Williams, Oprah Winfrey, Mariah Carey, John Cusack și Jane Fonda. Pelicula spune remarcabila poveste a lui Eugene Allen, un majordom de la Casa Albă care a ocupat această funcție vreme de 3 decenii. Povestea se oprește asupra dramaticelor schimbări prin care a trecut societatea americană de-a lungul anilor. I gave him the green light to gut those sons of bitches. You know what they're gonna do to you? They're gonna kill you. This country treats us like dogs. And I'm about to president. You need to go. What? Get the hell out of my house! I'm sorry, Mr. Butler. I didn't mean to make fun of your hero. De la ora 20:30 pe ProTV puteți urmări The Expendables 2. Eroii de sacrificiu se reîntâlnesc cu domnul Church, care îi angajează pentru o misiune aparent banală. Pare o treabă ușoară pentru Barney și mercenarii săi de școală veche, dar când lucrurile o iau razna, iar unul dintre ei plătește cu viața, eroii sunt obligați să se lupte într-un teritoriu ostil lor în care șansele le sunt potrivnice. De la ora 21:30, HBO prezintă filmul 12 Rounds 2 Reloaded. Paramedicul Nick Malloy se trezește implicat într-un joc mortal de a șoarecele și pisica atunci când un psihopat din trecutul lui îi dă un telefon terifiant. Maniacul amenință că va declanșa un șir de crime dacă Nick nu va completa o serie de 12 provocări fără să implice poliția și fără să încalce vreun termen limită. În vreme ce timpul nu este de partea lui și viața soției sale este în pericol, Nick trebuie să înțeleagă niște indicii misterioase și să-l găsească pe criminal înainte să fie prea târziu. Round 1. Tick, tick, tick. You didn't really think it was going to be that easy, did you? I didn't want to do any of this. I didn't have a choice. De la ora 22:50, HBO Comedy prezintă filmul Sex Tape. În acest sequel al comediei Bad Teacher, Cameron Diaz și Jason Segel interpretează doi soți care intră în panică atunci când descoperă că o înregistrare cu autorii de partidă de amor a lor nu mai este de găsit. Cei doi se aruncă într-o frenetică încercare de a descoperi ce s-a întâmplat cu înregistrarea, înainte ca aceasta să cadă în mâinile cui nu-i trebuie. Nobody understands the clown. It's a mystery. Who wants to have some fun? Hello? Who has sex for 3 hours? That's the length of the movie Lincoln. You did the full Lincoln. You sure you don't want to tell me what's going on? Mom, there's some things that you should just die without ever knowing about. Okay, sounds good. Pe Antena 1 de la ora 23 puteți urmări filmul The Skeleton Key. Caroline este o tânără asistentă medicală care îngrijește bătrânii bolnavi. Ea se mută în Louisiana, unde ia în grijă pe Ben, victima a unui atac cerebral. După ce obține o cheie schelet care poate deschide toate încăperile din casă, Caroline descoperă o cameră secretă în pod, unde există urmele ale practicii magiei negre, despre care află că aparțineau foșilor proprietari. You lay a line down is how you tell who the enemies are. It is time, Long. I suggest you leave that house. Can't hurt you if you don't believe. Acestea au fost informațiile TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte recomandări. Vizionare plăcută!